Urcă Rareș Lazar, capitanul Concordiei, Chiajna, balonul rămâne la Ilfoveni, minge în careu, șansă bună pentru Concordia! Este o ratare uriașă! Șansă bună pentru Concordia, nu a fost offside, nu a fost offside, cum să ratezi de acolo, din acea poziție? Boiciuc, o șansă mare să deschidă scorul. E gol, 1-0 pentru Chiajna. În sfârșit, deschidere de scor, minutul 32. Ceea ce n-au reușit din careu, iată că ilfovenii reușesc de departe și se confirmă regula. Poate nu câștigă foarte des în deplasare, dar iată că marchează de fiecare dată. Cine a șutat de acolo și ce gol? Ce gol frumos! Neicuțescu înscrie al doilea său gol al acestui sezon după ce marca în poarta lui FC Argeș. O, și o mică greșeală de portar evident a lui Rodrigo Garcia. Gustavo Aragolasa, celălalt Rodrigo Garcia. A, ocazie din nou foarte bună. Este Rodrigo Garcia, Cinelli. Portarul mai degrabă era evident care are origini italiene. Bună, a fost Andreas Burcea cel care a șutat. S-a întors frumos. A fost pe direcția șutului, golkeeperul Bihorului. La Slatina, apoi două meciuri, unul acasă cu Craiova și apoi și cu Mioveniul. Șansă bună aici. Înainte de deplasarea de la Corvinu. Nu sunt meciuri ușoare și am senzația că sezonul acesta, Liga a doua, este mult mai dificilă decât sezonul anterior, ba chiar foarte multe echipe echilibrate, destul de sus. Corner la bara a doua. Filip recuperează sus, Gazdele, pasă foarte bună în careu. Vai, 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 Chirițoiu! Chirițoiu certat și de Gâdea. A avut nevoie de trei preluări pentru a șuta și când a făcut-o, nu mai e nimic de spus, frumoasă pasa lui Jurș. Moga, Chirițoiu preia cu dreapta, se încurcă mingea, apoi șutează mult pe deasupra. Burcea accelerează, Burcea urcă, Dobrescu învăluie, Burcea pasă în centru și vine șutul a lui Ciuciulete, o bară, ce gol ar fi fost! Oricum, execuția lui Neicuțescu, cu care am avut deschiderea de scor în minutul 32, a fost una specială. Și atenție la viteza lui Boiciuc. Balonul este însă la Robert Ion, care a încercat să lanseze pe Neicuțescu. Cred, șansă mare! Cum să ratezi de acolo? Până la urmă e gol. Până la urmă este 2-0 pentru Concordia Chiajna. E cumva noul intrat. Și-a ocolit și adversarul. Frumoasă această preluare. Marchează Boiciuc, nu, el a fost. Ah, spectaculoasă trecerea lui Neicuțescu. Da. Uitați, de la ora 18. Aici se joacă pe Prima Sport 1 Steaua Corvinul. Șansă mare, se face 3-0. Dacă n-a fost offside, este o dublă a lui Boiciuc. Minutul 74, da.
lovitură de colț. Nici urmă de offside. Și lumea s-a enervat teribil. Nu este prima dată când încasează 3 goluri acasă Bihorul. Și Reșița de asemenea a scris aici de... Oh! E de roșu, mă, normal. Rodrigo Garcia Cinelli. Când e să se aleagă praful, se alege. Mare o schimbare la dispoziție, Gustavo Aragolasa. Pai bine lăsa. Nici Boiciu n-a insistat foarte mult. Putea să forțeze tripla. Se aude clar mesajul fanilor către tehnicianul Bihorului. Dar se pare că va fi Chiajna a doua echipă din acest sezon care pleacă de la Oradea fără gol primit după Steaua. E 4-0! Oho, scorul etapei probabil. Scorul sezonului oricum sigur, dar e posibil să fie scorul etapei. Preșmerean înscrie minutul 90 plus 2, dacă am văzut bine el a fost, mijlocașul proaspăt intrat. Da, Preșmerean, mijlocașul central. Bine, cu un om în minus n-a mai avut relevanță. 3-0 s-a făcut însă când cele două echipe erau la egalitate.